Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Au, că a venit și acea zi fantastică, știți? Azi e 14 februarie. M-am și îmbrăcat în roșu. E o zi dedicată iubirii. Apoi că e da noastră de la români, că am adus-o de păstă hotare, de păstă ocean. Nu mai contează, dragii mei, contează că poate că astăzi ne facem curaj și spunem așa mai ușor, te iubesc. Că na, dacă tot e o zi dedicată iubirii, decât să ne plecăm urechea la o chestie care ne deranjează, nu pe noi, universul, că la asta mă refer, mai bine să spunem, te iubesc. Mie mi se pare mult mai aproape de sufletul nostru să spunem mai ușor, te iubesc. Poate învățăm, uite, astăzi ne facem curaj așa, un imbold, așa, știți? Dacă tot e o zi dedicată iubirii. Dragii mei, astăzi am o prietenă care e născută astăzi. Câtă iubire poate să aibă această ființă în ea, născută astăzi de 14 februarie? Și spunem Nadiei Jurcă la mulți ani, draga mea, pentru că astăzi este ziua ei și face 18 ani. Nu-i face, îi împlinește. Că na, așa se zice. Dar, Nadia, dragă, îți dorim să ai parte de toată fericirea din lume, să-ți dea Dumnezeu putere să ajungi acolo unde tu visezi. Pentru că noi știm că tu visezi să ajungi departe. Pe scene, cu cântările, cu la mulți ani, draga mea. Ce credeți? M-am gândit eu așa, am și dezvăluit prin promo de ieri că astăzi e mai ușor să aducem aici, la noi, la Dale Dimineții, la matinal, o femeie. O femeie frumoasă, o femeie care are de spus prin vocea ei, prin cântecele ei, cum e cu iubirea. Pentru că această femeie frumoasă, mamă, participă de foarte multe ori la cele mai frumoase evenimente din viața noastră. Atunci când spunem te iubesc și spunem da și ne unim destinele, atunci când ne creștinăm copiii și atunci când ne sărbăm ziua de naștere. Alături de mine în studio, în această dimineață, Cristina Drăgulescu. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să fiu astăzi într-o zi așa de sărbătoare, așa frumoasă cu voi. Nu e ușor, dragii mei, pentru un artist să se trezească așa de dimineață. Nici nu cred că a dormit. Ai apucat să-i pui ochișor pe ochișor? Am apucat să adun câteva ore, câteva chiar, n-am dormit toată noaptea. Pentru că eu m-am petrecut de ieri. Se pare normal. Dar m-am trezit așa frumușel, m-am aranjat cât am putut și eu de bine și am venit. Nu să ne bem cafea împreună. Cred că Cristina are nevoie de prea multă aranjare, pentru că așa cum o cunoaștem, Cristina e foarte naturală, îmi place foarte mult asta la ea, îți urmăresc pagina de Facebook. Mulțumesc. Și pe a ta și a formației, pentru că Cristina are alături de ea mai mulți băieți. Nu mai băieți. Asta e foarte fain, pentru că acolo la Ghelari, zic bine? Eu la Hunedoara stau. Tu stai la Hunedoara? Da. Ultima dată când ne-am văzut, stăteai la Ghelari. Cumva avem adresa din buletin acolo la Ghelari, de acolo suntem ghelăreni. Eu, de fapt, nu sunt ghelăreancă, după ce m-am căsătorit. Dar stăm la Hunedoara, suntem, e mult mai ușor. Și copilul cel mare este la grădiniță și atunci la Hunedoara stau. Eu am mai avut-o alături de mine pe Cristina în celălalt sezon, alături de soțul ei, de Dede, și vorbim, dragii mei, despre formația Dragas. Pentru că noi mai amintim de foarte multe ori aici la matinal, alături de mine în studio a fost și Dănuț Dragotă, colegul vostru. Și nu știu ce fac oamenii ăștia, dar fac lucruri faine. Exact ce v-am spus. Și o să exemplificăm prin melodii astăzi.
pentru că e o zi de sărbătoare și vrem să aducem cumva în sufletele dumneavoastră un vibe bun, pentru că așa, să ne deschidem, chiar dacă e mijlocul săptămânii, să simțim că e o zi de sărbătoare, o zi dedicată iubirii. Încercăm să povestim cu Cristina și să obținem de la ea ceva ce poate nu se știe niciodată, poate că are ceva de spus ce n-a spus în cealaltă emisiune. Uite, în cealaltă emisiune l-aveam pe Amza. Achim. Vedeți? Așa de gol. L-aveam pe Achim. Acum ești și Amza. Ești mămică. De două ori. Și ești fericită pentru că ai doi feciori acasă. Trei cu soțul. Și sunt tare fericită, da. Au evoluat lucrurile în bine, să spunem așa. Da. Pentru că atunci când ne-am întâlnit, trăiam momente nu prea... Eram în pandemie, plină pandemie. Era foarte greu. Lucrurile și-au revenit și pentru noi cu evenimentele și cred că pentru toată lumea. Cred că a rămas o mică așa schimbare, o mică frică în oameni, dar anul acesta a fost bine, așa, vara, parcă nu mai erau atât de speriați oamenii la evenimente. Și, da, între timp a apărut și Amza în viața noastră. Suntem un fel de Tom și Jerry acasă. Da, e bine. Adică trece foarte repede ziua cu ei. Telespectatorii mă cunosc și știu că foarte multe bâlbe și greșeli sunt regizate. L-am întâlnit pe Achim, nu e o surpriză, anul trecut, în 2023, la Păienița Voinii. Am avut un șoc, povesteam cu soțul tău, îl salutăm pe Dede pe această cale. Bună dimineața, Dede! Bună dimineața! Și te așteptăm alături de noi și nu se știe când o să facem o emisiune, așa cum am făcut cu familia Toma, cu Bogdan și cu Alina, îi salut, iubesc, cu pruncii, cu Andrei și cu Anastasia. Ce frumos. Se știe când veniți alături de noi, cu Achim dragul. Și cu Amza. Da. Să mai crească puțin, dar Achim m-a impresionat, e mare. Când l-am văzut ultima dată, era mic. Bebeluș. Da. Și chiar am fost impresionată când i-am văzut la Păienița Voinii. Cumva păstrați legătura cu partea asta de folclor, nu te-ai îndepărtat foarte tare, îți rămâne la suflet. Păi sigur, că așa am început cu muzica populară, cu folclorul și de câte ori suntem chemați și la spectacole, mergem cu tot dragul, chiar și la nunț ni se cer anumite piese din folclor și le cântăm cu tot dragul, cum să nu. Dragii mei, pentru o zi minunată, cântați! Astăzi cântăm alături de Cristina Drăgulescu, la prima melodie, ceva cu mândrili și cu iarbă verde, că să vedeți ce fain e acolo unor filmat, ei vedem și unde au filmat și cine sunt băieții, dar haideți să-i vedem pe băieții de la Dragas alături de Cristina Drăgulescu. Fură mințelii, eu îți spun ca să știi bine, bagea mea.
Revenit, dragii mei, în studio. Sper că am adus un vibe bun. Văd aici comentarii. Primim bună dimineața. Alina Monica Cărmăzan. Bună dimineața. Adrian Mureșan. Daniela Enea. Alina Eugen Ienciu. Bună dimineața. Și vă țuc, fete faine, succes și voie bună. Bună dimineața, vă spunem și noi. Mai ales că melodia e de acolo, peisajul e de acolo, din de la Pădureni. De la Pădureni, dragii mei, din dealul Cornetului, de unde eu tot spun că e o zonă minunată și așa pe sufletul meu. Și domnul Enea Vasile, Nea Vasile, bună dimineața, ne zice, și felicitări. Mulțumim. Mulțumim. Mergem mai departe, o să revenim la și o să citim mesajele dumneavoastră, le dăm citire, mulțumim că ne scrieți, vă așteptăm cu întrebări, vă așteptăm cu dedicații, cine știe, poate, cine vrea să dedice, uite, în premieră, cine vrea să dedice cuiva o melodie din de la formația Dragas, cu dragă inimă. Foarte frumos videoclipul, mi-a plăcut, așa cum am spus și la început. Eu urmăresc activitatea voastră. Videoclipul, hai să povestim despre el. Despre piesă, l-am făcut anul trecut în septembrie, aici la Pădureni. La Pădureni. Am zis că să nu mergem în altă parte, că e foarte frumos la noi. Piesa e făcută de Radu Moise, colegul nostru. Și am și dansatori, chiar nepoata mea, Daria, este în ansamblu Mureșul Ilia și i-am chemat să apară în cadru. Sunt bucuroasă să o am aproape. Cel de la acordeon este nepotul meu, ei doi sunt frați și am vrut așa să-i am pe amândoi într-un videoclip, să ne rămână amintire peste ani și ani, așa să ne bucurăm și de imagini. E frumos așa când se strânge familia, ținând cont de faptul că soțul ei e alături de ea, pentru că acolo la saxofon, e Dede, îl avem la saxofon sopran, dacă țin eu bine minte, ați văzut Dănuț, dacă a fost aici nu de mult. Așa, și e frumos așa când te strângi toți la oaltă. Și formația asta de, așa, în formula asta de, cred că mai bine de 6 ani. Cu Dănuț, cu Cosmin Gheban am început chiar de la început. Îl și salutăm pe Cosmin și îi spunem să aibă serviciu ușor astăzi. Și îl așteptăm cu prima ocazie la noi. În promo Cosmin trebuia să apară, are o problemă și nu e alături de noi aici, dar îl așteptăm cu prima ocazie. De-abia apucăm să îl cunoaștem. Să știi că eu chiar mi-am dorit să-l cunosc pe Cosmin, pentru că nu am reușit la niciun eveniment, uite, să vin să-l văd vreodată și pe Cosmin, dar frumoasă activitatea și îmi plac melodiile lui Cosmin. Și voi doi cumva, și el tată, tot a doi fiori, cred. Nu, are el băiat și fată. Băiat și fată, acolo e păreche. Da. Mândria sunt părinților. Sunt moașa copiilor. Așa că suntem în familie, chiar în familie. Vreau să ajung că jurul unei formații, în general, se leagă așa un
ca să meargă bine formația, trebuie să o consideri o mică familie. Ai exact acolo vreau să ajung. Să fim pe același drum, pe aceeași undă și să ne dorim aceleași lucruri. Trebuie să ne înțelegem și noi ca oameni, în primul rând, să ne potrivim, nu știu, să ne dorim aceleași lucruri de la formație. Și de când am început, suntem eu și Dede și Cosmin cu noi și e foarte bine, merge foarte bine așa. În formula asta? Între timp s-au mai schimbat, au mai venit instrumentiști noi, ne-am mai... Dar, da, noi am rămas așa în formula asta și mă bucur tare mult că mergem înainte. Se pare corect și normal, niciodată nu ne oprim. Adrian Mureșan ne scrie: felicitări pentru frumoasele emisiuni, ne faceți diminețile mult mai frumoase. Promit să nu ne lăsăm. Bună dimineața, Rosi, suntem aici în echipă, Rosi alături de mine, nu ne lăsăm și venim în fiecare dimineață aici la Dale Dimineții. Cătălin Bălan ne spune: bună dimineața, felicitări și succes în toate. Mulțumim, Cătă. Mulțumim frumos. Și ție îți urăm succes, pe tine te așteaptă două spectacole, două ieșiri cu alături de colegii tăi de la ansamblul Drăgan Mintean, destul de grele. Vă dorim succes spor în ceea ce faceți. Nu astăzi, mâine cred că luați drumul Bucureștiului, dar sper să primim imagini de acolo, de la târg, cu voi, să ne faceți mândri că suntem hunedoreni, că uite și formația Dragas filmează în Ținutul Pădurenilor, ceea ce mie îmi place foarte mult, pentru că ei țin, nu doar ei, cei care formațiile noastre ale hunedorenilor, pe care noi îi iubim și așa îi ținem aproape de sufletele noastre, păstrează, uite, această tradiție și prin clipurile lor care le găsiți pe YouTube, dragii mei, promovăm județul Hunedoara, pentru că până la urmă faptul că filmezi acolo... Aici, în zona noastră, da, da, contează. Adică e bine să filmăm aici, că și noi avem... locuri frumoase, locații frumoase, sunt foarte multe, ar fi păcat să mergem în altă parte dacă avem aici tot ce ne trebuie. Am vrea să, uite, tu-l cunoști pe Sebastian Mercurian, da. Nu spunem de unde, îl cunoaște toată lumea și ca actor, și ca antreprenor, și ca organizator de evenimente. Sebastian Mercurian a venit aici la mine la Dale Dimineții și a spus așa, să lansez o provocare pentru invitații mei și să spune: sunt mândru că sunt hunedorian. Da. Ești mândră? Sunt mândră că sunt hunedoriancă. Cred că soțul meu la fel. Cu siguranță, dragii mei, ei duc mai departe mândria că sunt hunedoreni și spun asta, nu pot să exemplific în această dimineață, dar nu se știe niciodată când o să-i facem o surpriză la Dede. Eu am o filmare cu ei, departe de casă, acolo în Austria, la Linz, să știți că sunt mândri că sunt hunedoreni și mi umple sufletul de bucurie. O să revenim, că mereu mai scoate Rosi și Ioana din tolbă câte o surpriză. Nu în această dimineață, îl salutăm pe Costel și pe Mihaela. Știu că ei se uită, dacă nu se uită live, ei se uită în reluare, pentru că pe rețelele de socializare emisiunea rămâne, dragii mei, și pe YouTube și pe Facebook, puteți să o vizualizați și mai târziu, să vă faceți ziua mai frumoasă. Cristina, da. Ce înseamnă iubirea pentru tine? O, Doamne, ce întrebare! Iubirea înseamnă tot. Dacă nu iubești, dacă nu ești iubit, cred că viața asta ar fi tristă și urâtă. Eu o iubesc și sunt iubită și mă bucur de soțul meu, de copilașii mei. Astăzi, dacă e așa o zi specială, cred că o să sărbătorim și noi. De obicei vine soacra noastră și ne lasă așa să avem și noi o pauză și o să stea cu băieții, să ieșim și noi undeva în oraș. De obicei așa sărbătorim, nu ne prea facem cadouri pompoase. În general, Dede nu uită să-mi iei flori. Acum, dacă uită, dar cred că nu. Nu va uita că se uită la emisiunea, da. Dede, ia flori! Să nu-i spune, nu. În general e chiar atent cu... De 8 martie, de, nu știu, de ziua mea, de ziua că eu sunt și Maria. Săracul are o grămadă de zile unde nu uită să-mi iei flori și știe că îmi plac. Și e un gest frumos și simplu. Și pur și simplu ne bucurăm de o seară unde putem să mai povestim și noi alte cele în afară de problemele legate de copii și de casă.
cum găsește mereu femeile implicate și bărbații implicați în viața artistică? Acum la tine și la Dede e un pic, să spunem, cred mai ușor că cumva evenimentele le mergeți amândoi. Pe unde mergeți, mergeți amândoi. Da, da, mergem împreună. Dar cum găsești puterea să te desprinzi de liniștea căminului și să pleci uneori de miercuri, joi, vineri, da, sâmbătă, duminică și luni s-ar putea să iei de la capăt. Au fost perioade atunci au fost după perioade. Pandemie. Acum, în general, weekendurile le avem pline. Trebuie să pot, așa m-am setat și chiar dacă am avut pe cel mic toată vara după mine, ne-au ajutat și soacra și mama. Și a trecut vara așa cum a trecut, chiar dacă am fost poate mai obosiți, nu ne plângem, pentru că eu cred că na, copiii vin, sunt minunile noastre și binecuvântările din viață și nu trebuie să ne plângem, trebuie să fim acolo pentru ei. Și a trecut, trece, nu știu, împreună, soțul meu mă și sprijină foarte mult și mă ajută în cele, în toate lucrurile de copii și stă cu ei și cumva o înțeles că și eu lucrez la fel de mult ca el și eu pierd nopțile și atunci ne completăm, facem să fie bine. Cel mai mult mă ajută soacra mea, că ea este cu aproape de noi și are mai mult timp și mama mă ajută când poate și așa, dar ea este mai ocupată. Da, bine că le am. Să le dea Dumnezeu sănătate, să ne bucurăm, da, de Cristina și de formația Dragas. Bună dimineața, ne spune Tanti Maria, o zi plină de iubire. Mulțumim, la Tanti fel, Maria, mulțumim. E bunica colegei noastre, Bianca. Mulțumim pentru susținere. Să fie o zi cu iubire și ascultăm o melodie tot așa apropiată de folclor, dar de data aceasta cu Cosmin Cheban. Să o strângem în brațe, omule, pare
tempi o să căruțesc. Tânăr veșnic nimenui și la mine anii se duc. Ia să stau vreme nu-i gust din toate câte-a din patim și plăceri și-mi petrec peste măsură. Ca anii n-am a te avea și din viața-mi tot fură. Și am revenit în studio, dragii mei, așa cum spuneam, și Cosmin a filmat tot pe Cipi, județul Hunedoara, pentru că nu ne îndepărtăm foarte departe de casă. Povesteam amândouă că probabil undeva în zona Băița, Bradă, da. Cam acolo. De unde e Cosmin deloc? Din Băița. Din Băița? Exact, din Băița, da. Uite, vedeți, mai aflăm unele lucruri. Nici Cosmin nu s-a îndepărtat foarte tare de folclor. Acum, povestind despre Cosmin în absență, dacă ai ceva să ne spui, poți să ne scrii, că noi dăm citire mesajelor. Nici Cosmin nu s-a îndepărtat foarte tare de folclor. Rămâneți cu sufletul aproape de tradiții. Da. Chiar povesteam cu Rosi că anul trecut la Peștiș ați avut un moment foarte frumos. Revenim noi, nu în seara asta, scoate Rosi din tolba lui, dar nu în dimineața asta, pentru că în dimineața asta rămânem alături de iubire și piesele pe care o să le ascultăm în continuare, o să vedeți că sunt aproape de sufletul nostru, pentru că atunci când avem evenimente, așa cum am spus și la începutul emisiunii, evenimente importante în viața noastră, ne apropiem de acești frumoși artiști care vin pe sufletul nostru. Știți cum e aia? Băi, Ioane, avusă-și nuntă aseară, am și eu săptămâna viitoare. Avusă-i? Cinstea apă fu mare, că tari e bună fu muzica. Așa funcționăm noi, da, românii, da. Spun. E importantă și mâncarea. Mâncarea, dar și muzica, da. Să fie muzica. Dacă oamenii să joace simt lumea bine la evenimente, eu zic că românul scoate punga. Adică cred desface, da, punga. Da. Evenimentele sunt frumoase. Eu n-am liniște până nu văd oamenii că dansează și se simt bine și atunci am învățat să cânt mai multe genuri. Și cântăm și muzică de petrecere și muzică ușoară și le îmbinăm toate stilurile și atunci, oricum ar fi, oamenii iasă la dans și se petrec alături de noi și atunci noi ne bucurăm cel mai mult. Chiar îmi spunea fata ce mă machează pe mine la evenimente, atunci când cânți și ești îmbrăcată în rochile de seară, parcă ești alta. Da, că atunci
trebuie să fiu acolo pentru oameni, să dau tot ce mai bun și îmi și place ceea ce fac și când cu tot dragul, am emoții de fiecare dată când cânt dansul mirilor și îi văd pe mirii așa de emoționați și poate unii mai stângați și îi vede lumea și nu sunt obișnuiți să fie ei în centrul atenției și îmi transmit așa emoțiile lor și eu cred că le transmit emoțiile mele și atunci, nu știu, mi se pare că e tare frumos. De multe ori le spun la băieți, așa niște emoții, parcă, și păi acum, după atâta timp mai ai. Așa, asta e, nu? Iubirea ne dă emoție, ne face să simțim lucruri și cred că asta e cel mai important. Toți prietenii mei care sunt și fac parte din viața asta artiștilor, show business-ul ăsta, care e foarte delicat, să spunem așa, pentru că ceea ce ei nu spun, dragii mei, să știți că și ei au probleme în viață, la fel ca și noi. Dar eu nu i-am văzut vreodată supărați. Acum nu e vorba doar de clipurile în care clar sunt regizate. Aici îl salutăm pe Marcel Florea și pe Claudiu Mani, în care sunt alături de voi, în marea majoritate. De noi chiar majoritatea clipurilor sunt făcute de ei, da. Dar acolo să zicem că se ambalează nițeluș, dar să știți că la evenimente, puteți să vedeți evenimente, colajele live și pe pagina lui Cosmin și pe pagina Cristinei și a formației. Și pagina formația Draga, acolo postă. Oamenii reușesc să, oamenii ăștia reușesc să treacă dincolo și să dăruiască din iubirea lor, pentru că, să vedeți, atunci când ei cântă, se detașează. Uiți în momentul în care intri într-o sală, îți uiți problemele? Da. Adică uit că de multe ori, acum mai ales de când am copii, am plecat de acasă și copilul avea temperatură și toate cele. Și asta este mireasa, mirele. Nu au ei problema mea, că ei m-au angajat să le cânt, să se simtă bine. Și atunci au așteptările, își doresc o nuntă reușită și nu ce să le spun eu că, știți, copilul meu are febră. Bine, și ea nu mai poate de fericire că s-a căsătorit. Nu, astea sunt problemele noastre, nici nu le spun, nici nu-mi place să mi le spun nici pe rețelele de socializare, nu prea nu spun problemele astea. De obicei, pe rețelele de socializare, efectiv, despre muzică, mai postez și așa, dacă merg într-o vacanță, câte o poză, așa suntem noi, femeile, ne place să ne pozăm poate mai mult decât bărbații. Dar, da, problemele rămân acasă și la evenimente cântăm și ne petrecem și ne simțim bine alături de mirii noștri și invitaților. Și rămânem la Cosmin Gheban, dragii mei, să vedeți ce melodie de suflet anul trecut, cred. Da. Dacă nu greșesc, a fost lansată așa, cu patimă și cu drag. Un alt stil, un stil așa mai... Haide, vedem imediat ce stil. Ia că petrecere și dragoste. Să fie de dragoste și cu dedicație pentru cei care iubesc. Câmpul cu flori, marea în zori, ni soarele, ni stelele n-au frumusețea ta. Sinceră iubire, parfum de fericire, o lume întreagă de-aș avea, mi-ar fi de-ajuns iubirea ta. Și fericire tu îmi dai, pașii spre inima ta mi-ai arătat, ochii și iubirea ta m-au fermecat. Câmpul cu flori, marea în zori, ni soarele, ni stelele n-au frumusețea ta. Sinceră iubire, parfum de fericire, o lume întreagă de-aș avea, mi-ar fi de-ajuns iubirea ta.
mult te-am așteptat și te-am găsit. Așteptându-te, iubire, ai venit. O iubire adevărată ca un vis, să găsești odată în viață ți-a fost. Câmpul cu flori, marea în zori, ni soarele, ni stelele, n-au frumusețea ta. Parfum de fericire, o lume întreagă de-aș avea, mi-ar fi de-ajuns iubirea ta. La Brad, dragii mei, e filmată melodia. Dacă vreți să vedeți locația, intrați pe pagina formației Draga sau a lui Cosmin și vedeți despre ce e vorba. Dragii mei, îi văd foarte veseli pe băieți. Parfum de fericire e melodia. E superbă. Mie îmi place foarte mult. Am înțeles de la Cristina că e făcut de și Cosmin. Și textul și muzica. Da, Cosmin e talentat și pe partea asta. Chiar și mie mi-a făcut, o să fie o piesă unde el mi-a făcut versurile. Și nu știu, i-am zis, nu știu ce ai atâta talent în tine, mai dă și mie. Eu nu sunt talentată la scris versuri, dar el are așa inspirație și o zic că pe moment așa îi vine și trebuie să le și scrie atunci sau să le înregistreze. Vreau să te întreb, știu cine, linia melodică, ai prieteni care te ajută? Da, sau pe chiar și dintre Ovidiu ei cunosc, pe Ovidiu Pintilei și pe Radu Poenar, ei îți fac liniile melodice. Greșesc? Nu. Nu greșesc, mi-a făcut temele. O să-l vedem și pe Ovidiu într-un clip alături de voi. Aveți o colaborare foarte frumoasă cu Ovidiu. Tu ai colaborat cu Ovidiu de foarte mulți ani. Aveți multe clipuri împreună. De când avea studioul acasă. Da, mergeam la el la studio și de atunci tot... E ușor atunci când cineva îți cunoaște stilul și când îți cunoaște vocea și când și ajungem din nou acolo la prietenie. Cine îți face textele? Textele, mi-a mai făcut texte și Teodora Petruț, colega așa noastră, Cosmin și chiar următoarele piese, cele ce o să le am... coafeza mea. Ce frumos! Da, mi-a făcut. Dar putem să-i spunem numele. Da, Laura Albu, e din Hunedoara. O și recomand cu tot dragul. Are grijă de mine. În dimineața asta n-am fost la ea, că era prea de dimineață. Dar la evenimente, da, am fetele mele, la care merg de câțiva ani și mă știu exact cum sunt. Și Laura mi-a făcut un text de vânătoare, de neveste de vânători. O să fie, cred că în martie o să-l filmez și o să-l finalizez. Eu n-am cântat niciodată piese de vânătoare, adică nu am în repertoriul meu, doar de-a lui alții, dacă trebuie să cânt. Și am zis, de ce nu? Hai să vedem. Pentru că soțul ei e vânător. Și atunci așa a venit ideea. Și uite, așa am texte și lucrez pe ce primesc. Și când vreau ceva anume, sunt, da, cam Teodora mă ajută și ea știe, no, ce vreau, ce îmi place, îmi face mai multe variante. Teo colaborează cu mulți, Teodora Petruț, ne-a mai amintit-o, în curând să sperăm că va veni. Am spus și în emisiunea cu Bianca și cu Nadia Jur că și acolo și-a pus amprenta. Ea, într-adevăr, cu Ovidiu, e talentată. E foarte talentată. N-a ajuns, dragii mei, la tale dimineții, că e drum lung, greu, e la drum Clujului. Dar la în curând și... va veni. Vom găsi calea să vină vacanța. Voi ați avut un proiect foarte frumos și în perioada sărbătorilor de iarnă. Nu-l mai difuzăm, că nu l-am difuzat la timp și acum nu mai putem să-l difuzăm, că e cu zăpadă și noi așteptăm primăvara, deci... dragii mei. Da, alături de Aida Busuioc, Teodora Petruț,
Petruța Tihulcă și eu, Ocolinda, am făcut, da, foarte frumoase și foarte așa, ne-am hotărât, hai fete, facem, facem. Și au luat fost... calea zăpezii, dragii mei, și eu, Ovidiu tocmai și la Poiana Răchițeli. Da, la Poiana Răchițeli și Adi Lucaci, îl salutăm pe această cale. Foarte, foarte, foarte faină. Anins, exact ca în povești, nu ne-am așteptat, pentru că la Hunedoara nu era nimic, adică nici măcar nu dădea să vină zăpada așa acolo, ca în povești, nu ne așteptam. Abia am filmat. E un adevărat complex o femeie să se îmbrace pentru un eveniment. Pentru bărbații e mai ușor, zic. Nu cred. Dar noi, femeile, nu putem spune cine o îmbracă pe Cristina, dar are o adevărată echipă. Poți să le mulțumești lor, să le spui numele, că ai, nu firmele, dar fetele care te ajută. Te coafează, te machiază Laura și te îmbracă. Și Ioana, ele se ocupă de machiaj și de coafura mea și le mulțumesc din tot sufletul. Ținute, le mai... mi le achiziționez eu în mare parte și acum de o perioadă sunt și la Hunedoara, se poartă cu rochile astea de închiriat, așa că ne ajutăm foarte mult de treaba asta și ne, dacă nu știu cu ce să mă îmbrac, imediat mă ajută. Sorci! Cristina Drăgulescu, veți afla acolo detalii. Foarte frumoasă ținuta de Revelion. Mi-a plăcut. Mulțumesc, felicitări încă o dată. Un stil aparte. Dacă vreți să vedeți, acolo, pe Facebook. Că Facebook-ul ăsta face și lucruri bune. Da. Mergem la următoarea melodie, pentru că e de suflet, pentru că e alături de familia ei. O să vedeți despre ce este vorba și povestim despre videoclip imediat după ce ascultați o melodie de dragoste pe sufletul nostru. Nici o zi, nici un ceas, cu tine pas cu pas, nici un pic, nici un strop, fără tine nu pot. Nici o zi, nici un ceas, cu tine pas cu pas, nici un pic, nici un strop, fără tine nu pot. Cât îmi aduc
pas cu pas, nici un pic, nici un strop, fără tine nu pot. Nici o zi, nici un ceas, nici când am să vă las, nu puțin, mult de tot, vă iubesc de nu mai pot. Am revenit, dragii mei, cea mai frumoasă declarație de dragoste. Am ales melodia așa pe sufletul meu. E una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care cineva poate să le facă. Deci nu întâmplător am ales ca astăzi alături de mine să fie Cristina Drăgulescu. O să povestesc și de unde mi-a venit ideea, dar Cristina, dragă, felicitări pentru piesă. Mulțumesc, piesa e special creată pentru soțul meu. Nu a știut nimic, nici de videoclip, absolut nimic. Și anul trecut, da, de ziua lui, pur și simplu i-am zis, stai să-ți arăt ceva repede pe televizor. Și a rămas așa, dar cum, dar cum ai păcălit, cum să-mi spui? Bine, m-a ajutat Marcel, Florea și Claudiu. Și le mulțumesc pe calea asta. L-a surprins, plăcut. Și cred că și publicul a prins piesa și este așa, de dragoste. A prins publicul. Bună dimineața, frumoasă emisiune, frumoasă melodie, ungla suflet, la cât mai multe emisiuni tot așa frumoase. Bună dimineața, soare, ne spune și Virgil Sevastru, că Constantin Pandial ne scrie. Mulțumim. Mulțumim, dragii mei. Sperăm să vă fie adus bucuria în suflet în această dimineață prin melodiile Cristinei Drăgulescu. Astăzi, Cristina mai face o surpriză, de data asta nu soțului ei, o surpriză ascultătorilor, celor care iubesc vocea ei, pentru că e vorba de de un cover sau mai da, multe, un cover, unul, așa, da, de dragoste. Căutați pe pagina. Frumoasă, tare. Mi se pare cea mai frumoasă declarație de dragoste. Are niște versuri tare, tare frumoase. Și mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit să o pot dedica și, de ce nu, poate și mirii mei o să o aleagă la Dansul Mirilor. Mi se pare tare frumoasă și potrivită și în dimineața aceasta, la 10, o să o puteți găsi pe YouTube. Sălci, YouTube! Formația Dragas și veți vedea, veți asculta această frumoasă melodie de dragoste. Ce melodie e? Prin dragostea ta trăiesc. De aici a pornit ideea acestei emisiuni. Într-o seară, știți că eu mă trezesc la 3. Seara, repede la somnic. Telefonul a făcut bip, bip. Când mă uit, Ovidiu Pintilei posta pe pagina lui un mic promo cu Cristina. Nu m-am putut abține. Foarte frumos. Piesa, ți se potrivesc melodiile da, astea ușoare? Da, am încercat să-i dau o interpretare. Foarte... Ea nu-i de muzică ușoară, dar așa am interpretat-o eu și sper să o prindă publicul meu să fie pe placul lor. Dragii mei, ne îndreptăm cu pași repezi spre sfârșitul emisiunii, nu a sfârșitului zilei, ziua abia începe. A răsărit... Am venit pe întuneric și plec pe lumină. Ziua. Da. O frumoasă zi de 14 februarie. Sper să avem fiecare dintre noi. Cristina, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mâine dimineață, alături de mine, vine tot o doamnă. O doamnă... mai specială, de ce spun asta? Pentru că atunci când necazurile bat la ușa noastră, trecem pe la o instituție, de obicei. Se numește AJOFM. Mâine dimineață, aia cu șomajul, știți, instituția aia. Mâine dimineață, alături de mine, va fi Georgeta Angelica Tomuța. Directorul de aici, de la această agenție de ocupare a forței de muncă județeană. Vom povesti nu despre agenția în sine, vreau să ne povestească doamna Tomuța ce înseamnă să întâlnești oameni care dau de greu. Cum reușești să-i ajuți? Cum reușești să fii lumină și ghid în viața acestor oameni care la un moment dat în viață dau de greu. Dar mâine e mâine. Astăzi e despre iubire.
E despre frumos, despre frumosul sufletului. Nu știu dacă reușesc eu să vă spun de fiecare dată cu toată dragostea mea că vă iubesc. Dar vreau să vă dedic o melodie. O melodie pe care eu o iubesc, o melodie a formației Dragas, care mie îmi place, cum se numește melodia? Și luna de pe cer ți-aș da. Și luna de pe cer ți-aș da. Dragii mei, o melodie pe care vă dedic a formației Dragas. Cu tot dragul vă dedicăm și noi și să mă urmăriți de la ora 10 pe canalul de YouTube și vă mulțumesc pentru invitație și să aveți o zi plină, plină de iubire și nu doar astăzi. Viața să vă fie iubire. Și luna de pe cer. Și vă iubesc și ne vedem mâine. Uită-te în ochii mei și spune-mi ce vezi în ei. Doar pe tine te iubesc, numai la tine mă gândesc. Hai să o luăm de la început și să-mi dai dulce sărut. Să fim ca la început, eu vreau, baby, iubire să-ți dau. Și luna de pe cer ți-aș da, să vezi că sunt numai a ta. Să știi că ești sufletul meu și va rămâne așa mereu. Și luna de pe cer ți-aș da, să vezi că sunt numai a ta. Să știi că ești sufletul meu și va rămâne așa mereu. Când mă doare sufletul, de ce crezi că te păcănesc și că n-am